CS Minaur Baia Mare are parte de un adversar ușor în campionatul diviziei A la handbal feminin. În primul meci de pe teren propriu din acest an, programat în cadrul etapei a 11-a, echipa băimăreană întâlnește formația CSU Vest Timișoara. Echipa antrenată de Simona Maiorpașca și Ioana Marta are o misiune ușoară în fața unei formații care a obținut o singură victorie în acest sezon. În primul rând să urez tuturor oamenilor băimărenilor și iubitorilor de handbal la mulți ani și un an nou fericit. Sperăm să ne păstrăm ascensiunea care am avut-o până acum, să facem un meci bun, plăcut ochiului spectatorului. Ținând cont că întâlnesc penultima clasată, antrenoarele băimărene vor avea ocazia să testeze mai multe formule de joc, iar handbalistele speră să facă și spectacol în acest meci. Este un meci pe care o să-l abordăm la victorie, bineînțeles. Este un meci care ne permite să facem puțin spectacol, este penultima clasată și cred că așa va fi. Handbalistele Jenica Rudi și Raluca Mihai se confruntă cu probleme de sănătate și ar putea lipsi de la această partidă, însă, din fericire, echipa nu se confruntă și cu alte probleme de lot. Meciul dintre CS Minaur și CSU Vest Timișoara va avea loc duminică cu începere de la ora 11 în sala polivalentă la Scărpană. Prețul unui bilet de intrare la meci este de 5 lei.